Doamnelor și domnilor, bună ziua! Invitatul de astăzi al emisiunii Observator la Parlamentul European este Teodor Stolojan, membru al Partidului Popular European. Este membru al Comisiei Economice și de Afaceri Financiare a Parlamentului European. Domnule deputat, să începem cu o întrebare din domeniul financiar, unde sunteți foarte familiar. Am văzut o avertizare pentru bănci în ceea ce privește Brexitul, care va avea loc la sfârșitul lunii martie și era un îndemn de a-și crea filiale pe continent. Cum se va termina acest Brexit, având în vedere că nu mai e mult de așteptat? La sfârșitul lunii martie este termenul limită, cu sau fără tratat. Da. De ce li s-a spus băncilor să-și creeze filiale în Uniunea Europeană, restul de 27 de state membre? Pentru că în Uniunea Europeană, în domeniul financiar al băncilor, dar nu numai al băncilor, și al instituțiilor de asigurări, al tuturor companiilor financiare, există recunoașterea reciprocă a licențelor, a autorizărilor emise de un stat membru. Deci dacă în prezent Banca Centrală din Anglia autorizează o bancă să funcționeze în Marea Britanie, automat ea are dreptul să funcționeze în toate celelalte 27 de state membre, fără să aibă nevoie de o nouă autorizare a băncii centrale din fiecare din cele 27 de state membre. Evident că Marea Britanie, ieșind din Uniunea Europeană, pierde această facilitate. Ori sunt bănci care nu au sucursale, nu au filiale în Europa și atunci, sigur că dacă doresc să continue afacerile în Europa și să nu piardă timpul, pentru că în fond e vorba de timp. Pentru că altfel, sigur, se produce Brexit-ul, ele fac cerere la Banca Europeană Centrală, care le autorizează și așa mai departe. Deci ca să nu piardă timpul, să facă din timp această operațiune. Pentru că, din păcate, noi nu știm încă în Uniunea Europeană cum se va produce Brexit-ul. Știm că se va produce la 29 martie, e ultima zi, nu? Nu știm dacă Marea Britanie va cere o extindere și care, desigur, va trebui aprobată de cele 27 de state membre. Nu știm dacă Marea Britanie, până la urmă, va cădea, va ajunge la un punct de vedere comun cu Uniunea Europeană astfel încât să intrăm pe acordul negociat, proiectul de acord negociat cu Guvernul Marii Britanii și agreat de Guvernul Marii Britanii, dar respins în Parlamentul Britanic. Nu știm dacă Marea Britanie dorește să iasă pe 29 martie fără niciun acord. Deci, iată, suntem, fără nicio exagerare, într-o nebuloasă totală vis-a-vis de ce se întâmplă în Marea Britanie în prezent, care nu reușește, iată, într-o democrație puternică, într-o democrație veche, iată, nu reușește să ajungă la un punct de vedere în Parlamentul Britanic. Pentru că polarizarea societății britanice este atât de mare și atât de echilibrată, încât este foarte greu ca un punct de vedere nou de rămânere în Uniunea Europeană să se simtă, să se facă cunoscut, să reușească să învingă vechiul referendum. Pentru că o soluție ar putea fi un nou referendum. Categoric. Și ar fi de dorit, cel puțin, sigur, eu mi-aș dori acest lucru. Din păcate, iată, aici și primul ministru britanic, Theresa May, se opune foarte categoric la un nou referendum. Aici, sigur, este și o problemă de tradiție britanică. A fost un referendum, ei spun că poporul s-a exprimat. Sigur, avem sondaje în care se spune că majoritatea s-a schimbat. Repet, deocamdată, din păcate, nu putem spune ce se va întâmpla. Sigur, am o certitudine că pentru cetățenii români care lucrează în Marea Britanie, peste 400.000 de oameni acolo,
avem asigurări date de către guvernul britanic că ei vor putea să-și desfășoare în continuare activitatea, vor trebui însă să parcurgă un set de formalități care să le, să spunem, să le legalizeze statutul de lucrători în Marea Britanie. De ce? Pentru că până în prezent te prezinți doar cu cartea de identitate sau cu pașaportul, cu ce vrei în Marea Britanie și te poți angaja oriunde fără să ai nevoie de nicio altă formalitate. În momentul în care Marea Britanie sigur va ieși din Uniunea Europeană, circulația liberă a forței de muncă încetează și atunci toți cei 400.000 de români care se află acolo, în diferite situații, că unii au mai mult de 5 ani, alții au mai puțin de 5 ani și aici procedurile vor fi diferite, dar avem asigurarea că toți își vor putea păstra statutul, vor putea obține unii rezidența, alții pot obține chiar cetățenia dacă au o vechime mai mare acolo și dacă doresc să facă acest lucru. Realitatea este pe fond că Marea Britanie are nevoie de ei. Pentru exercițiul financiar 2021-2027, în acest moment sunt negocierile de bază. Care sunt alocațiile bugetare? Ce se poate spune despre viitorul buget al Uniunii Europene? Aici suntem iarăși într-o situație în care Brexit-ul spune din nou cuvântul. Deci, noi știm foarte bine că Marea Britanie este un contributor net la bugetul Uniunii Europene, cam 10 miliarde de euro pe an reprezintă ceea ce Marea Britanie varsă în plus la bugetul Uniunii Europene decât primește. Vă reamintesc că până la sfârșitul anului 2018, de exemplu, România avea un surplus de 27 de miliarde. Deci ceea ce România a primit de la Uniunea Europeană, din bugetele Uniunii Europene, față de ceea ce a plătit, reprezintă un plus de 27 de miliarde. Sigur, e o altă discuție cum am folosit noi acești bani. Din păcate, o bună parte din ei folosim pentru cheltuieli curente și nu pentru investiții. Revin. La ora actuală ne aflăm în următoarea situație. Nu cunoaștem, bine, avem propunerea Comisiei Europene pentru perspectiva financiară 2021-2027, ca și pentru bugetul pe 2019 care a fost aprobat. Dar atât bugetul pe 2019 aprobat, cât și perspectiva financiară 2021-2027 sunt croite având în vedere perioada de tranziție de 2 ani, nu? 2019-2020, în care Marea Britanie contribuie la bugetul Uniunii Europene. Dacă Marea Britanie iese, cum se spune, în mod dur pe 29 martie, fără un acord cu Uniunea Europeană... Întrerupe plățile. Nu mai plătește la bugetul Uniunii Europene și atunci trebuie rediscutat bugetul pe 2019. Deci suntem iarăși aici, cum se spune, depindem de ce se va întâmpla cu acest Brexit. În ce privește 2021-2027, aici ceea ce nu avem noi la ora actuală este dacă Consiliul European, la nivelul Consiliului European, se va ajunge la un acord până se încheie mandatul acestui Parlament European, care se încheie pe 30 iunie, dar practic din penultima săptămână din aprilie, Parlamentul European nu mai lucrează. Pentru că veți merge în campanie electorală. Va fi campanie electorală, vor fi alegeri în 26, în perioada aceea, al sfârșitului mai, în toate statele membre. Sunt diferite zile, dar toate se concentrează cam în 3 zile. Iar în luna iunie nu mai sunt sesiuni ale Parlamentului European unde să se adopte legislație, să se adopte legislație europeană. Și atunci, noi avem propunerile Comisiei, avem opoziția Parlamentului European care este peste propunerile Comisiei și la nivelul Consiliului European, șefii de state sau de guverne, după caz, vor trebui să
negocieze volumul acestui pachet financiar pe perioada 2021-2027, respectiv cât trebuie să fie, 1,13% din produsul intern brut al statelor membre și așa mai departe, sau mai mult. Între timp, aici, în Parlamentul European, în Consiliu și în trialogul dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană, sunt în dezbateri și în diferite etape peste 50 de regulamente, de directive, de reglementări europene, generic vorbind, care urmează să pună în mișcare această perspectivă financiară 2021-2027. Adică se discută reglementarea pentru agricultură, ce se întâmplă cu subvențiile pe hectar, ce se întâmplă cu dezvoltarea... Vin cu reguli noi? Poftim? Vin cu reguli noi aceste fonduri? Categoric se vor schimba și ceva reguli, adică se discută pe de o parte ce condiționalități vor trebui îndeplinite pentru a putea accesa fondurile respective, deci se discută, cum spuneam, pe agricultură, pe transporturi, pe mediu și așa mai departe, zeci de programe. Cum spuneam, ele sunt în diferite stadii. Majoritatea, foarte multe au ajuns la trialog. Dar niciunul din aceste reglementări europene, niciuna, nu va putea fi finalizată în această legislatură dacă la nivelul Consiliului European nu se agrează mărimea fondurilor de care va dispune Uniunea Europeană. Da. Pentru că fiecare dintre aceste legislații privind agricultura, transportul și așa mai departe, ele prevăd suma din bugetul mare care se alocă programului respectiv. Datoria noastră, sigur, este să ajungem la un consens cu Consiliul, să supunem în Parlament votului până la ultima sesiune din aprilie. În martie vor fi două sesiuni la Strasburg și în măsura în care se va ajunge la un acord în Consiliul European, putem definitiva totul. Dacă nu, sigur, lucrurile se mișcă spre a doua parte a anului 2019 cu un nou Parlament European, cu o nouă Comisie Europeană. Deci lucrurile vor întârzia foarte mult pentru că formarea Comisiei Europene nu va merge la fel de repede ca Parlamentul. Parlamentul va ține alegeri la sfârșitul lui mai, la începutul lui iulie se organizează toate grupurile, practic e bun de lucru, comisiile și așa mai departe. Una din problemele care ne privește direct pe români e pachetul de mobilitate. Și aici o să spun un lucru pe care mulți români nu știu. În România astăzi, categoria profesională cea mai numeroasă este formată din conducătorii de tiruri, de camioane, de auto... De... În 89, în socialism, categoria cea mai numeroasă se chema lăcătuși, strungari, reglori și așa mai departe. Acum, asta e situația. Categoria cea mai... Sunt 200.000. Este cea mai numeroasă categorie profesională, spuneți. Exact. Peste profesori. Peste profesori. Peste lucrătorii din comerț. Ca a doua categorie sunt lucrătorii din comerț. Și aici asigur că avem... Bun, nu toți acești 200.000 se află în România. Sunt companii din România care i-au angajat și ei fac curse în Franța, în Germania, în Belgia, peste tot. Franța, Germania, Belgia și alte țări doresc să schimbe legislația în acest domeniu, care ar îngrădi foarte mult posibilitatea noastră, a bulgarilor, a polonezilor, de a angaja acești oameni și de a-i trimite să lucreze
Dar Germania a făcut deja un pas în sensul unei reglementări mult mai strânse în ceea ce privește modul de circulație a camioanelor, a tirurilor în Germania. Lucrurile se vor schimba. Noi nu dorim să se schimbe brusc. Deci treptat, da? Dânșii ar dori ca să acești șoferi să aibă salariu exact ca în Franța. Noi avem alte sisteme. Noi îi plătim la un salariu, să zicem, din România, în schimb beneficiază de diurne, au anumite condiții foarte stricte de timp de condus, timp de odihnă și așa mai departe. Ei vor ca la odihnă să se odihnească în condiții care nu există astăzi în parcările de pe marile autostrăzi și așa mai departe. Deci sunt probleme unde avem un bloc, România, Bulgaria, Polonia și alții, și sigur un alt bloc de deputați europeni care doresc cu totul altceva. Și încercăm să ajungem la un consens care, în care totuși să nu blocăm această activitate din România. Am observat că au fost discuții pentru înființarea unui fond monetar european care să fie similar Fondului Monetar Internațional și care să sprijine exclusiv țările europene. În ce stadiu se află această discuție? În stadiu de discuție. În stadiu de discuție și va fi o discuție foarte lungă. De ce zâmbesc? Pentru că problema a pornit de la acel caz cu Grecia, în care o troică formată din Comisia Europeană, Banca Europeană Centrală și Fondul Monetar Internațional au fost cei care au negociat cu guvernul grecesc, nu? Toate condițiile de restructurare a datoriei externe, de anularea o parte a unei părți din datoria externă a Greciei. Și oamenii aici în Uniunea Europeană, vorbesc și în Parlamentul European, dar și la nivelul Comisiei, și în Grecia și în alte țări care au avut experiența dialogului cu Fondul Monetar Internațional, ca și în România, erau nemulțumiți, au fost nemulțumiți, nu? De condițiile dure și sigur că ar fi bine să avem și un fond monetar european. Acum, eu sunt foarte reticent la acest lucru, pentru că Fondul Monetar Internațional, cu sediul la Washington, are o experiență deja de peste 50 de ani. Nu? El s-a format imediat după război. Au o forță intelectuală incredibilă, care și o experiență din lumea întreagă. Și va fi, chiar dacă vom ajunge la un consens să formăm acest fond monetar european, vor trebui să treacă, după părerea mea, cel puțin 20 de ani ca să ajungem la nivelul de expertiză pe care îl are Fondul Monetar Internațional. Sigur că eu nu sunt împotrivă. Am anumite rețineri vis-a-vis de faptul că avem un fond monetar internațional și n-are rost să duplicăm aceste lucruri. Avem nevoie de altceva însă la nivelul Uniunii Europene, de un fond cu care să putem interveni. El s-a creat, după cum știți, în afara instituțiilor europene. S-a creat acel fond european, mecanism european de stabilitate, în care statele membre au luat ele decizia pe o cale, deci acord multilateral în afara tratatelor Uniunii Europene, de a constitui un fond, de a interveni cu condiționalități în susținerea diferitelor state membre care au avut probleme financiare după criză. Ideea acum este ca acest mecanism să fie mutat în cadrul instituțiilor europene, ceea ce e perfect corect. O ultimă întrebare, de data aceasta, despre spațiul Schengen, care este un fel de Fata Morgana, sau mi-aduce aminte de un roman care reflecta o operațiune militară în timpul celui de-al doilea război mondial, Un pod prea îndepărtat, deci o speranță prea îndepărtată. Cum este cu Schengenul până la urmă? Am reușit printr-o diplomație mai, n-aș zice agresivă, mai avansată puțin. Când a fost doamna prim-ministru Dăncilă aici în Parlamentul European și a prezentat prioritățile președinției române a Consiliului,
am subliniat în intervenția mea în plen că atât timp cât România nu este în zona, în spațiul Schengen și în zona euro, degeaba discutăm de Europa cu două viteze, pentru că nu suntem în grupul principal de țări care hotărăsc destinele Uniunii Europene. Suntem în afara celor... Deci pe tratatele actuale nu suntem pe deplin integrați în Uniunea Europeană. În privința spațiului Schengen, i-am spus doamnei Dăncilă că dacă dorim să progresăm aici, ar trebui ca prim-ministru să facă o vizită în Olanda, să discute cu primul ministru de acolo și eventual să solicite să aibă o prezentare și în Parlamentul olandez. De ce? Pentru că întotdeauna Olanda a fost capul, prima țară care întotdeauna a spus nu. De câte ori s-a pus problema ca România să fie acceptată în zona, în spațiul Schengen, Olanda a fost prima țară care a zis nu și sigur, pe urmă, una sau alta... Nici Franța nu este de acord. Nici Franța acum. În trecut, Franța nu s-a opus. Acum s-a anunțat că trebuie să mai așteptăm. Doamna Dăncilă, după ce s-a întors din Parlamentul European de aici, s-a dus direct într-o țară, într-un țară din afara Uniunii. Prima vizită a făcut-o într-o țară din afara Uniunii Europene. Deci, asta este situația. Deci, când spun o diplomație mai avansată, înțeleg că trebuie discutat de la om la om, de la prim-ministru la prim-ministru, în special cu Olanda, sigur acum și cu Franța, și clarificate lucrurile pe care aceste... Credeți că promisiunea lui Jean-Claude Juncker, la un moment dat a spus că la sfârșitul mandatului său va face tot posibilul ca România să fie în Schengen. Credeți că va avea o șansă să își încheie mandatul cu această împlinire pentru România, având în vedere că vine și la Sibiu? Aș vrea să fiu optimist, dar nu el e cel care hotărăște. El poate depinde foarte mult de propunerea, de raportul pozitiv pe care îl dă să îl face. Parlamentul European, dacă nu mă înșel, a emis deja 3 rezoluții pozitive în favoarea României și a Bulgariei. 3. Decizia se află numai și numai în mâna Consiliului Ministrilor Justiției și al Ministrilor Afacerilor Interne. Deci în mâna, ca să spunem așa, lui domnul Tudorel Toader și al doamnei Carmen Dan, dar sigur că doamna Dăncilă aici are cuvântul cel mai greu, în sensul că ea trebuie să dialogueze cu prim-ministrii din țările care încă au rezerve și, în primul rând, Olanda. Domnule deputat, mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc.